Vorbește lui Aron și fiilor lui și spuneți așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvintează, să te păzească Aron Daniel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine Aron Daniel. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine, să-ți dea pacea Aron Daniel. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Elisei. Amin. Domnul să facă să lumineze peste tine fața lui și să se îndură de tine Elisei. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea Elisei. Amin. Astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. David. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiul lui și spuneți așa să binecuvântați copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze, să te păzească David. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine David. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine, să-ți dea pacea David. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. 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 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și îi spune-le așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Samuel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Samuel. Amin. Domnul să-ți înalță fața peste tine și să-ți dea pacea Samuel. Amin. Astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Maia. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiul lui și spune-le așa să binecuvântați copiii lui Israel și să le binecuvintezi Maia. Amin. Domnul să te binecuvinteze, să te păzească Maia. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine Maia. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine, să-ți dea pacea Maia. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Leonora. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndură de tine Leonora. Amin. Domnul să-și înaltă fața peste tine și să-ți dea pacea Leonora. Amin. Astfel să puneți numele meu peste copilul Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiul lui și spuneți așa să binecuvântați copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvintează, să te păzească Maria. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine Maria. Amin. Domnul să-ți înalță fața peste tine, să-ți dea pacea Maria. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul, ne-am întins mâinile, Doamne, pe acești copilași și te rog frumos să-i binecuvintezi. Doamne, te rog, binecuvântă viitorul lor, binecuvântă, Doamne, viețile lor înaintea ta. Păzește de apă, păzește de foc, păzește de orice atac din partea diavolului. Doamne, fă-i capul codă! Că știu că ce binecuvintezi Tu, rămâne binecuvântat. Mă rog, Doamne, să lași harul Tău peste toate familiile. Îți mulțumim că Tu ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Și îți mulțumesc că ai binecuvântat acești copilași. În numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus m-a rugat. Amin.
greu și zile bune, te coboră divină mângâiere și ai strălucit ca domn plin de putere. Când te-am chemat în cânt și rugăciune, când te-am strigat la greu și zile bune, te coboră divină mângâiere și ai strălucit ca domn plin. Când și în veci
să drag din inimă. Să binecuvintez, Doamne, pe cei ce vor intra în mașină, să dai nouă înțelepciune, Doamne, și pe feră să te putem sluji. Binecuvântă fiecare candidat în altă hotărârea pe care o asă pe numele Tău. Îți mulțumim că Tu binecuvintezi, ne-ai binecuvântat și ne vei binecuvânta mai departe. Amin. Frate Cunea, crezi că Fiul Lui Dumnezeu a murit și pentru tine? Sigur că da! Necoliniște! Crezi că Domnul Iisus Hristos poate să-ți dea iertare și mântuire? Da. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus te botezăm în apă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin! Cine crede să poți Ea este și soacră și de azi înainte va fi și soră. Soră Bândrușa, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că El a murit și pentru tine? Da. De bună voie și nezimit de nimeni vrei să-L slujești pe Domnul? Da. Și până când? Pe baza mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și la porunca Domnului. Cine crede se poate? Cine crede să poate? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în El să nu piardă, ci să aibă viață veșnică. Frate Holea, crezi că Fiul Dumnezeu a murit și pentru tine? Da. Până când ești hotărât să-L urmezi? Toată viață. Pe baza poruncii și mărturisii tale și la porunca lui Hristos Domnul, te botezăm în apă numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede să poată? Cine crede? Asta-i sora lui Costică. Marge. Crezi că Iisus Hristos, sora Maruța, este Domnul? Crezi că într-o zi va veni pe noi cerului? Dar de el a făcut paie de la tine. De până voi și de nimeni vrei să slujești pe Domnul. Nu vrei să slujești pe Domnul. De baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și la Părintele. Vedeți! Cine crede? Nadală, nadală, mamă! Cine crede? Nadală, cine crede? Domnul își va ținea tânărul curat pe cărarea, învârșându-se după cuvântul Domnului. Inică! Frate Marin, crezi că Domnul Iisus Hristos te poate ajuta să mergi pe calea Lui? Da. Și până când vrei să mergi? Toată viața. Aleluia. La porunca Domnului Hristos și în bază mărturisii tale te botezăm în apă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Da, da, da. Cine crede se poate? Cine crede să poate? Da, da, da. Cine crede? Cine crede să poată? Și până când vrei să slujești pe Domnul? Toată viața. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și la porunca Domnului. Nadara și Nadara. Nadara fie. Bravo! Nadara. O zi că mai mișto fie să ai păiegul. Soraița, crezi că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Până când ești hotărâtă să slujești pe Domnul?
Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus, ne botezăm în apă numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut să botează. Hai da. De bună voi și nesimite nu vrei să sugești pe Domnul. Și până când vrei să sugești pe Domnul? De faza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt și la porunca Domnului. Cine crede se botează, cine crede s-a botezat. Pe baza poruncii Domnului Hristos și a mărturiei tale te botez în apă numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut. Domnul. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. De fața mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și la porunca Domnului. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, au de-al cărel butii, slăbimete avele un aule de vlescu. Încă mai suntem mai bolți un pic azi dacă ai mâncați. În apa botezului este sora Zorița. Voi toți cei însetați, veniți la ape, spunea Domnul. Crezi că Domnul Iisus Hristos poate să-ți mântuiască și ție sufletul tău? Da. Până când ești hotărât să slujești pe Domnul? La porunca Domnului Hristos și în baza mărturiei tale te botez în apă numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Soră Bia, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că a murit și pentru tine? Da. De bună voi și neselit de nimeni vrei să slujești pe Domnul. Și până când vrei să slujești pe Domnul? Pe baza mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului și la porunca Domnului. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Te cheamă Domnul! Hai da la bucă, 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 Maria! Voi toți!
Cei setați, veniți la apă, spunea Domnul Hristos. În această zi, din apa botezului, ascultăm mărturia ei. Crezi că Domnul a putut să te mântuiască? Până când ești hotărât să slujești pe Domnul? La porunca lui Domnului Iisus și în bază mărturiei tale, te botezăm în apă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut să botează, cine crede se botează, cine a crezut să botează. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El va veni și după tine? Și până când vrei să sufezi pe Domnul? De baza mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, Fiul și Sfântului Duh, Fiul și la porunca Domnului. Cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Sora Larisa, să ascultăm încheierea tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu, aceasta este porunca oricărui om. Crezi că Domnul poate să te mântuiască și pe tine? Crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru păcatele tale? Până când vrei să slujești pe Domnul? La porunca Domnului Iisus și baza mărturiei tale te botezăm în apă, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine crede s-a botezat, cine crede se botează, cine dacă mai este cineva și simte că Domnul i-a vorbit inimii, astăzi e ziua ta! Doamne, Doamne! Numai poiect, le-ai zice cu coabe, că nu-și mai mișto și coabe. Cred că Dumnezeu se bucură și tot ce trăiesc în sărbătoare. A simțit chemarea și cred că astăzi Olea s-a decis să încheie un legământ cu Domnul. Frate Olea, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că când El va veni pe nori ce nu vei avea parte și tu de răpire? Da. Da. Și până când vrei să slujești pe Domnul? Toată viața. În baza mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Apa este sora Iolanca și Domnul Iisus spunea ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu.
Crezi că sângele lui Iisus Hristos te poate spăla de păcate? Crezi că Fiul Dumnezeu este și Domnul și Mântuitorul tău? Până când vrei să slujești pe Domnul? La porunca Domnului Iisus și în baza mărturiei tale te botezăm în apă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine crede s-a botezat, cine crede se botează, cine crede s-a botezat. Dacă mai este cineva, iată, eu stau la ușă și bat, spunea Domnul. Dacă aude cineva glasul meu și mă deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el. Dacă mai este cineva care vrea să încheie legământul cu Domnul, apa este aici! Este clipa în care Dumnezeu vrea să te cerceteze. Este ziua în care Dumnezeu te cheamă. Astăzi nu ți-e inima. Iată căci venirea Domnului este aproape. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Este ziua în care Domnul vrea să te cerceteze. Este ziua în care Dumnezeu te cheamă pe nume. Astăzi în viața ta. În apă este fratele Mănică. Aleluia! Cuvântul Domnului ne învață și ne spune: uitați-vă la Cel care a suferit pentru cei păcătoși. Frate Mănică, crezi că Fiul lui Dumnezeu muri și pentru tine? Crezi că Fiul lui Dumnezeu te poate ierta și mântui? Până când vrei să slujești pe Domnul? De baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus te botezăm în apă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine a crezut s-a botează, cine a crezut s-a botezat. Hai chemarea, cozică! Hai, Chele, hai! Terminată lumea Genescu! Aleluia! Gloare Domnului! Aleluia! Aleluia! David a garunju David! O ceasă știu! Ceasă, mai ales ceasă! Sora inimă, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El a murit și pentru tine? Vreau cu liniște! De nimeni vrei să-L slujești pe Domnul? Și până când vrei să-L slujești pe Domnul? Pe baza mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și la porunca Domnului! Cine crede
pogniate, i gacre tu sa potetat, i vete de se pogniate, i gacre tu sa potetat. Apoi este fratele Ștefan, frate Ștefan, aici am poziția ta cu mai bine și tu. Crezi că Domnul Iisus este Fiul Dumnezeu? Crezi că muriți pentru păcatele tale? Până când ești hotărât să-L urmezi pe Domnul? Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus te botez în apă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează. Cine-a crezut că vă credeți? Aleluia! Demnă, parota! Terese! Îl urmez pe Iisus! Bravo, Terese! Înapoi, eu nu mai da, mai da, înapoi, și înapoi, mai da. Pe Iisus, la Tereza, urmez pe Iisus. O, Tereza! David! Aleluia! Eu cred că e o zi specială pentru soția lui. E o zi în care Dumnezeu ne-a cercetat în lume. Cred că e special în ochii lui Dumnezeu. Am așteptat atâția, cât să ne-ai dat? 34 de ani. Un om pe care Dumnezeu l-avea în plan și l-are în planul său de mântuire. Frate David, te întreb, de bună voie și nesilit de tine vreți să jurești pe Domnul. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și până când vrei să jurești pe Domnul. Pe baza mărturii care te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Domnului și la porunca Domnului. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului, așa a spus Iosua. Mai întâi tare și acum să la cheja, vezi că Iisus este Fiul Dumnezeu. Până când ești vorbă să-L urmezi pe Domnul. La porunca Domnului Hristos și în baza mărturiei tale te botezăm în apă numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Doar 13 ani! Îl iubești pe Domnul? Vrei să-ți chei astăzi de cuvântul cu Domnul? Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine? Crezi că El te poate ierta? Și până când vrei să-ți slujești pe Domnul?
În baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și la porunca Domnului. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Ito, călăză-ți-a... Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Fratele Daniel din apa botezului mărturisește că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele lui. Până când ești hotărât să slujești pe Domnul? În baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus, te botezăm în apă în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Sora Alina, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că a murit și pentru tine? De bună voie și nesilit de nimeni vrei să slujești pe Domnul? Și până când vrei să slujești pe Domnul? Pe baza mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului și la porunca Domnului. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia! Să fie Domnul! În familia lui Iisus Hristos! Frate Florine, bine ai venit în familia lui Iisus Hristos! Frate Florine, crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine? De bună voie și de senin de nimeni, vrei să slujești pe Domnul! Și până când vrei să slujești pe Domnul? Pe baza mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și la porunca Domnului. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Glorie Domnului, mai cărți e mare prea la cuvânt. Mulțumesc, frate Cornele. Omul. Mai sunt baricon. Și un gard de cosică. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Avem pe fratele Angelo, un moment în care Domnul l-a cercetat și pe, și pe soția lui, astăzi vrea să depună această mărturie frumoasă înaintea martorilor văzut și nevăzut. Frate Angel, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că a murit și pentru tine? De bună voie și de sinite tine vrei să slujești pe Domnul. Și până când vrei să slujești pe Domnul? Pe baza mărturii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Ne închinăm înaintea
Ta și îți mulțumim, Doamne, pentru aceste clipe frumoase de bucurie. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți acei care au încheiat azi un legământ în apa botezului, Doamne, cu tine. Mă rog să-i binecuvintezi pe toți, să-i ții în brațul tău cel puternic, Doamne, și să le umpli ființa de Duhul tău, de prezența ta, Doamne. Familiilor, Doamne, copilașilor, pe toți să-i binecuvintezi în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru slujba din această zi, îți mulțumim pentru toate lucrurile, Doamne. De aceea rămâi cu noi în continuare și al tău nume, Doamne, să fie înălțat și glorificat din veci de veșitate, biserica, spunem. Amin! Amin! La colinică! Fiecare familie, cu sentire cuvintesc pe toți, numele tău să fie slăvit în toate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Hai să aurăm de pe nas! Amin! Domnule Calvesele, fie să auziți că familia să facă. Eu nu te las, nu te las niciodată. Eu nu te las niciodată, Iisus. Tu pentru mine ești apa curată și te iubesc de sus. Eu nu te las, nu te las niciodată. Eu nu te las niciodată, Iisus. Tu pentru mine ești apa curată și te iubesc de sus. Eu nu te las niciodată, Iisus. Tu pentru mine ești apa curată și te iubesc de sus. Gloria Domnului! Slavă Domnului Iisus! Gloria Domnului! Aceasta nu-i ușoară, slavă Domnului! E și dulce și amară, jertfa de la Golgota. A schimbat și viața. Viața aceasta nu-i ușoară, e și dulce și amară, viața de la Golgota. Mi-a schimbat mie viața. Eu nu te las, nu te las niciodată. Eu nu te las niciodată, Iisus. Tu pentru mine ești apa curată și te iubesc de sus. Eu nu te las! Eu nu te las, nici nu las niciodată. Eu nu te las niciodată, Iisus. Tu pentru mine ești apa curată. Haideți să mai vedem o cântare spre slava Domnului. O cântare cea mai nouă de la Re. Lăudat să fie Domnul cu introducerea. Mărit să fie Domnul. Anii trec, se duc în vânt. Cât mai trăiești pe pământ, trăiește-ți viața frumos și împacă-te cu Hristos.
din casa ta. A plecat și binecuvântarea ta. Bagă-te, frate, neîncetat, fă ca David al tău, să vină binecuvântare în casa ta. Dacă chivotul-i plecat din casa ta, a plecat și binecuvântarea ta. Bagă-te, frate, neîncetat, fă ca David al tău, să vină binecuvântare în casa ta. Binecuvântarea o dă Dumnezeu a celor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja, Domnul Iisus e de partea ta. Binecuvântarea o dă Dumnezeu a celor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja, Domnul Iisus e de partea ta. Crede-te în Dumnezeu, nu renunța. Vine fața ta și în fața mea ca să-ți mulțumesc, Doamne, că te-ai vărsat, Domnul. Tu ai avut în vedere sufletele noastre. Ai avut în vedere, Doamne, dai mulță biserica noastră. Îți mulțumesc, Tată, că Tu ți-ai făcut numele de slav și ai dus și tânăr și bătrân, Tată, la mântuire, ține-le la pola crucii, Tată, Tatăl meu. Dă-ne putere de la cine să putem face voia Ta cea sfântă. Sabrito, sana, aleluia. Mesia, cantobiozi, breto, sana. Îndură-te și ține-le la picioarele Tale cine ar făcut voia Ta astăzi. Nu ne lăsa la persoane niciodată. Eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Ce lau și ce preamăresc, rămâi cu noi și noi cu tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci când trebuie să însoțim cu amin, să spunem amin, amin? Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiul lui și spuneți așa, să binecuvântați copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze, să te păzească, Beatrice. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine, Beatrice. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine, să-ți dea pacea, Beatrice. Amin. Astfel să pună numele meu peste copilul Israel și eu le voi binecuvânta. Amin. Amin. Doamne Dumnezeu meu, după ce părinții s-au botezat, iată că ei vin și cu fica lor înaintea ta, Beatrice. Mă rog, Doamne, să o binecuvintez, cu binecuvântările de jos, cu binecuvântările de sus. Îți mulțumesc din toată inima că Tu te vei îngriji de viitorul ei. Păzește-o de apă, de foc, de orice atac din partea diavolului. Recunoaștem bunătatea Ta și mila Ta și împreună cu această familie spunem din toată inima, slăvit să fie numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Că m-au te binecuvintiți ca tot poporul, ca tot neamul romano de ula, binecuvintim cu draca încheie în dec legământul tu sa. Sfințosara mare viața, de-me zor, de-me putere, te stai și slujina astu. Acest depunind de pe mărturie în nici fața, acceptăm ca de mărturie de ula, ca maștia, ca te vei pasta cu dola, binecuvintirile cu viitorul, binecuvintirile cu pocăință, ajutele de ula, te beșentu pe pașu pașa tute. Binecuvintirea mea sau rânca sau închidine în dichionau de la ai ruginatul și ca de la familie, ca ai boldepe de la pregătind de habe în dichionau, te ruginatul și te sfințoze, te binecuvintesc că tu habe. Amin! Nu i-a purtat de grijă lui Ilie, când era fungăr în peșteră în pustie, oare ție n-ar putea ca să dă Domnul pâinea? Încrede-te în Dumnezeu, nu renunța. Binecuvântare o dă Dumnezeu
acel om ce se crede în el din toată inima. Crede-te, Domnul, și nu descuraja. Domnul Iisus e de partea ta. Binecuvântarea o dă Dumnezeu acel om ce se crede în el din toată inima. Crede-te, Domnul, și nu descuraja. Domnul Iisus e de partea ta. Celui Sfânt caută-L de azi pe Domnul prin cuvânt. Domnul pe Avram l-a binecuvântat. S-a crezut în Dumnezeu cu adevărat. Dacă vrei să fii plăcut înaintea celui Sfânt, caută-L de azi pe Domnul prin cuvânt. Binecuvântarea o dă Dumnezeu acelor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja. Domnul Iisus e de partea ta. Binecuvântarea o dă Dumnezeu acelor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja. Domnul Iisus e de partea ta. De ce atâta întristare? De ce așa mulți căzuți pe cale? De ce așa multă suferință? Când Dumnezeu ne-a dat credință. De ce așa mulți sunt dărâmați? De ce voi frați nu-i ajutați? De ce atâta nepăsare pentru cei căzuți pe cale? Ridică steagul sus de biruință și strigă frate tare cu credință. E cu noi. Ridică steagul sus de biruință. Strigă frate tare cu credință. Înaintea și nu dați înapoi. Împăratul slavei. Haideți să cântăm cu toată biserica. Ridică steagul sus de biruință. Toată biserica. Ridică steagul sus de biruință și strigă frate tare cu credință. Înaintați și nu dați înapoi. Împăratul slavei e cu noi. Trăiască în numele Lui! Să ne ridicăm, nu mai e timp să așteptăm. Curând lupta se va sfârși, cu luna tu o vei primi. De vei ieși biruitor,
ascultă acum al meu popor. Te așteaptă cerul bucurie, să intri în împărăție. Ristică-ți capul sus de miluință și strigă, frate, tare cu credință. Înaintați și nu dați înapoi, Împăratul slavei e cu noi. Ridică-ți capul sus de miluință și strigă, frate, tare cu credință. Înaintați și nu dați înapoi, Domnul slavei astăzi e cu noi. Ridică-ți capul sus de miluință și strigă, frate, tare cu credință. Înaintați și nu dați înapoi, Împăratul slavei e cu Slăvit să fie numele Lui. De ce așa mulți căzuți pe cale? De ce așa mulți în suferință? Când Dumnezeu ne-a dat credință, de ce așa mulți sunt urmați? De ce voi, frați, nu-i ajutați? De ce atâta nepăsare pentru cei căzuți pe cale? Ridică-ți capul sus de biruință. Haideți să ridicăm în sus! Și strigă, frate, tare cu credință. Înaintați și nu dați înapoi, Împăratul slavei e cu noi. Ridică-ți capul! Ridică-ți capul sus de biruință și strigă, frate, tare prin credință. Înaintați și nu dați înapoi, Împăratul slavei e cu noi. Ridică-ți capul sus de biruință și strigă, frate, tare cu credință. Înaintați și nu dați înapoi, Împăratul slavei e cu noi. Ridică! Ridică-ți capul sus de biruință și strigă, frate,